Azi noapte un tânăr de 22 de ani a spart magazinul aflat la intersecția bulevardului 1 mai cu strada Tabaci, lângă liceul de artă. A spart geamul magazinului, iar când a văzut camera de supraveghere, a distrus-o. Așa că a reușit să ia tot ce a căzut în cale. Cafea, batoane de ciocolată, biscuiți, gumă de mestecat și cartele telefonice, toate valorând cam 2500 de lei. Un echipaj din cadrul grupării de jandar mobilă Creva care era în zona a observat bărbatul ce încerca să fugă cu bunurile sustrase din magazin. Asupra bărbatului a a fost găsit un cuțit de tip briciag cu lungimea totală de 20 de centimetri și lama de 8 centimetri și suma de bani de 300 de lei. Actele de constatare întocmite de jandarmi, persoana în cauză și bunurile ridicate au fost predate organelor de urmărire penală competente pentru continuarea cercetărilor.